găsit! Nu foarte mulți oameni se pot lăuda cu un zâmbet perfect de la natură. Cele mai recente studii arată că mai mult de 50% dintre copii au nevoie de aparat dentar. Dinții strâmbi, distanțați sau înghesuiți, reprezintă una dintre principalele probleme de sănătate și estetică dentară în rândul copiilor. La prima vedere, un aparat dentar poate părea incomod, dar în momentul în care tratamentul este terminat, dinții vor fi aliniați cum trebuie. Într-un cuvânt, perfecți! Dinții strâmbi sau care nu sunt aliniați corect sunt mai greu de întreținut și pot fi pierduți mai devreme din cauza carierii. Cam toate societățile internaționale de ortodonție recomandă ca un prim consult să se efectueze la vârsta de 7 ani, deoarece se consideră că această vârstă este vârsta la care copilul este suficient de compliant, suficient de înțelegător, ca să poată să intre și să urmeze un tratament ortodontic. Însă, dacă părinții observă orice fel de modificare, orice fel de defect sau anomalie sau un obicei, să spunem, la care copilul nu renunță de bunăvoie, atunci este bine să se prezinte mai din timp, pentru că aceste probleme pot să-și găsească rezolvare. Ca în orice ramură a medicinii, și în stomatologie și mai ales în ortodonție, există mituri. Într-adevăr, există acest mit, conform căruia, indiferent cât de strâmbi sau nealiniați ar fi dinții unui copil, trebuie să se aștepte până erup toți dinții definitiv. Acesta este într-adevăr un mit doar, nu este nimic adevărat. Tratamentul ortodontic poate începe mai devreme, chiar dacă nu neapărat cu un aparat fix, cu brecheți montați fix pe dinți. Există și altfel de aparate care pot rezolva probleme chiar de la o vârstă mult mai mică. Adică nu trebuie așteptat până 11-12 ani până erup toți dinții definitiv, se poate începe un tratament mai devreme și chiar este recomandat. Aparatele ortodontice funcționează prin exercitarea unei presiuni ușoare asupra dinților și maxilarelor. Cât durează un astfel de tratament? Perioada de tratament ortodontic este foarte variabilă. De exemplu, dacă un copil intră în tratament la o vârstă mai fragedă, să zicem la 7-8 ani, atunci perioada în care va purta un aparat fix, dacă mai este cazul, va fi scurtată și tratamentul va fi mai ușor. Dacă un pacient copil intră în tratament cu un aparat fix la 11-12 ani, cam asta este vârsta la care se prezintă marea majoritate a părinților, din cauza mitului de care vorbeam, pentru că așteaptă să se rupă toți dinții definitiv. Dacă pacientul vine la 11-12 ani, atunci este posibil să stea o perioadă mai lungă în tratament, pentru că nu s-au rezolvat anumite lucruri de la o vârstă mai fragedă. În cazul copiilor care pierd prematur dinți de lapte, există o soluție prin montarea menținătoarelor de spațiu. Menținătoarele de spațiu se pun în cazul copiilor care pierd prematur niște dinți de lapte, în special din zonele laterale. În cazul dentiției mixte, adică atunci când copilul are și dinți de lapte și dinți definitivi, în așteptarea erupției dinților definitiv, se montează aceste menținătoare de spațiu care, așa cum le spune și numele, au acest rol de a menține spațiul deschis și a împiedica migrarea dinților definitivi. Trebuie să știm că în momentul montării aparatului dentar se schimbă rutina igienizării. La toți pacienții purtători de aparate, igiena este extrem de importantă. Aș putea spune că este mai importantă decât în cazul pacientului sau, în fine, oamenilor care nu poartă aparat. De ce? Pentru că, în special la aparatele fixe, brecheții sunt foarte retentivi și retenționează resturi alimentare, care se și văd, dar retenționează și foarte multă placă bacteriană. Igiena trebuie să fie foarte corect efectuată, cu simț de răspundere și ideal ar fi să se efectueze după fiecare masă. Tratamentul ortodontic nu are limită de vârstă, însă cu cât tratamentul are loc mai devreme, cu atât problemele pot fi tratate mai rapid.